Muncitorii calificați în diverse meserii din Dâmbovița care doresc să lucreze în Germania pot opta pentru unul dintre cele 85 de posturi puse la dispoziție cetățenilor de rețeaua EURES. Angajatorii oferă locuri de muncă pentru următoarele meserii: operator stivuitor 15 posturi, comisionar 15 posturi, hamal 10 posturi, muncitor în metalurgie 9 posturi, electrician 6 posturi, mecanic auto 5 posturi, sudor migmag 5 posturi, mecanic instalații 5 posturi, operator CNC 3 posturi, instalator 3 posturi, lucrător în depozit 3 posturi, mecanic utilaje prelucrarea maselor plastice și a cauciucului 2 posturi, sculer 2 posturi, zugrav vopsitor 2 posturi. Pentru a ocupa unul dintre aceste posturi, candidații trebuie să îndeplinească anumite condiții și anume calificare profesională încheiată, experiență în domeniu, permis de conducere categoria B, cunoștințe bune de limba germană. Salariul oferit este cuprins între 8,80 și 12,80 euro brut pe oră, conform contractelor colective de muncă în respectivele domenii de activitate, iar durata contractelor de muncă este pe o perioadă nedeterminată. Dâmbovițenii care corespund cerințelor posturilor oferite trebuie să se adreseze consilierului EURES din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița din strada Tudor Vladimirescu pentru a fi înregistrați în baza de date pentru munca în străinătate și pentru a primi invitație de participare la selecție. Înregistrarea în baza de date se realizează pe baza următoarelor documente. Cerere tip se completează la sediul Agenției de Ocupare a Forței de Muncă. Copie act de identitate sau pașaport, valabilitate minim 6 luni. CV model Europass cu fotografie în limba germană. Cazier judiciar în original din care să riasă că persoanele nu au antecedente penale. Termen de valabilitate 6 luni. Adeverință de la medicul de familie cu mențiunea clinic sănătos, apt pentru muncă.